Astăzi vorbim despre Samsung Galaxy Mega de 6,3 inci. Este un telefon imens cu o greutate de 200 de grame. Vine cu o dimensiune de 8 mm grosime. Este ceva mai subțire decât un Samsung Galaxy S4. Designul, deși este un pic mai subțire, designul este același cu Samsung Galaxy S4, doar că este mai mare. Galaxy S4 are o dimensiune de 5,5 în diagonala ecranului. Ecranul vine cu o densitate a pixelelor de 233 ppi, pixel per inci. Să spunem că bateria acestui telefon este o baterie de 3200 mAh. Aici avem o cameră pe spate de 8 megapixeli cu LED flash. Jos avem difuzorul. Sus avem jack-ul audio și microfonele de fundal. Pe partea laterală stângă avem butoanele de volum. Jos avem portul micro USB și microfonul de conversații în convorbire telefonice. Pe partea laterală dreaptă avem butonul de power sau de standby. Iar frontal avem camera de 1,9 megapixeli, difuzorul pentru apeluri telefonice, iar jos avem butoanele de meniu, home și back. Haideți așa să le și vedeți. Deci butonul de meniu, home și back. Având în vedere că este un telefon de 6,3 inci, deci este foarte imens, aș vrea să facem și o primă comparație cu două tablete, pentru că acest model de smartphone mai mult este un tablet, de fapt, datorită dimensiunilor, decât telefon. Practic este o combinație între un smartphone, o tabletă sau o consolă portabilă PSP, cum ar fi PSP-ul. Iată, aici avem tableta Google Nexus 7. Iar diferențele între ecranul de 7 inci și ecranul de 6,3 inci nu este prea mare, după cum se vede. Deci, practic, este o diferență de 0,7 inci. Haideți să comparăm și cu Samsung Galaxy Note 8, tot al celor de la Samsung, tot de ei este produs. Cum vedeți, ambele au aceeași dimensiune, 8 mm grosime. Haideți să vedem și ecranul, că aici se vede mai bine, deoarece este pe culoare albă. Iată, deci Samsung Galaxy Note are o diagonală de 8 inci, în timp ce Galaxy Mega 6.3 are o dimensiune de 6,3 inci în diagonală. Să spunem că rezoluția ecranului este de 1280x720p. Un procesor Snapdragon 400 dual core de 1,7 GHz. Telefonul mai vine cu 1 giga jumate de RAM, 1,5 giga de RAM. Iar pe partea de grafic vine cu un procesor grafic Adreno 305. Haideți să vă și arăt cât de bine se descurcă acest smartphone pe partea de gaming. De exemplu, am descărcat Dead Trigger. Probabil că știți jocul, mulți dintre voi. Mai ales că este gratuit pe Google Play Store de ceva timp. Haideți să intrăm într-o misiune. Deci, deși este un procesor dual core, smartphone-ul se descurcă foarte bine cu procesarea grafică, chiar și în mediul 3D al jocurilor. Iată. Vedeți, n-are aici un pic de lag. Se mișcă chiar foarte bine. Nu o să vă arăt prea mult dinăuntru din joc, pentru că am vrut doar să vedeți cât de bine se mișcă acest telefon, deși are un procesor dual core. Dar cred că știți că în ziua de azi jocurile de pe Play Store și aplicațiile, nu numai jocurile, nu necesită atât de multă putere de procesare grafică. Haideți să vedem și un alt joc, repede. Să spunem că, deși ecranul este imens,
Samsung a ales acest model de ecran deoarece sunt unii care preferă, în ziua de azi, preferă telefoanele sau tabletele să fie cu un ecran cât mai mare pentru a putea afișa cât mai mult conținut, de exemplu, pe site-urile de pe internet sau atunci când se uită la un conținut video, la videoclipuri, mai ales pe YouTube. Chiar și jocurile sunt mult mai, practic este aproape ca o consolă portabilă, un PSP, de exemplu, sau un PS Vita. Doar că este mult mai ușor. Plus are internet, are acces la Play Store. Deci până să vă mai arăt încă un joc, să vedem cum se descurcă pe partea de performanță. Iată-l. Deci, practic, acest smartphone se descurcă foarte bine din punct de vedere al performanței. Iar dacă sunteți interesați de un telefon cu un ecran atât de mare, pe care aveți nevoie de spațiu, cred că Samsung Galaxy Mega 6.3 este unul din telefoanele care vă oferă această experiență. Cam atât pentru astăzi, prieteni, despre impresiile noastre despre Samsung Galaxy Mega de 6.3 inci. Numai bine!